Bună ziua, sunt Camelia Cichi, bine ați venit la Ora Regelui. Suntem la Castelul Peleș din Sinaia, unde Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc l-a adus din nou acasă pe majestatea sa, la școala de vară pe care i-a dedicat-o. Studenții au învățat timp de o săptămână istoria exilului regelui Mihai la școala de vară de la Sinaia, organizată în colaborare cu Institutul Cultural Român. Istorici și jurnaliști reputați le-au împărtășit cunoștințele sau experiențele lor legate de cercetările sau întâlnirile pe care le-au avut cu regele Mihai. Au fost doritori din Republica Moldova, doritori din Italia. Avem și un student din Italia care știe foarte bine română. Am vrut să particip la această școală de vară, să cunosc rolul regelui Mihai în ceea ce privește integrarea europeană și euroatlantică al României. Știu că regina Ana era conectată cu familia regală din Italia și dacă am ocazia să învăț ceva despre regele Mihai, și asta poate să fie un argument interesant. Ne-am fi dorit să fie mult mai mulți studenți care să reprezinte comunitatea românească din străinătate. Este dedicat acestor tineri pentru că vreau să înțeleagă și să cunoască fenomenul exilului românesc și să înțeleagă și reperul moral care l-a reprezentat regele Mihai în exil. Republica Moldova cunoaște despre rege, cunoaște rolul monarhiei și asta este și rolul nostru a tinerilor din Republica Moldova, să informăm ce prezintă România, care sunt avantajele României, de ce avem nevoie de reunificare și nu numai. Am fost fascinată de personalitatea regelui Mihai, prin modestia, eleganța, distinția, dar mai ales discreția pe care a afișat-o atât în discurs cât și în spațiu public. Ceea ce m-a fascinat cel mai mult e modul în care majestatea a reușit să-și reconstruiască viața în perioada în exil, având diferite meserii. Rolul și importanța casei regale nu doar că au fost diminuate, ci au fost răstălmăcite și falsificate grosolan. Aș vrea avem o panoramă în an centenar a ceea ce a însemnat, de fapt, Casa Regală, Unitatea României și rezistența pe timpul acestei urgii, de care nu ne despart decât de decenii. Zilnic, studenții au vizionat câte un documentar despre majestatea sa. Unul dintre acestea este o producție a TVR, Întoarcerea Regelui, realizat în 2008. În deschiderea școlii de vară am lansat și albumul Regele Mihai I, Loial tuturor, alături de Ion Tucă și generalul Gelaleddin Nezir. Săptămâna aceasta, pe 18 iulie, se împlinesc 80 de ani de la moartea reginei Maria. Strănepoata celei mai iubite suverane a românilor a comemorat-o la Săvârșin. Iar colega mea, Lidia Voicu, va duce povestea celui mai îndrăgit album. Aceste informații, dar și altele, le puteți vedea la rubrica noastră Agenda emisiunii. Adormitei robei tale, Maria Regina, cu tot neamul ei ce l-a dormit, în loc luminat, în loc de verdeață, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Familia regală a comemorat-o pe suverana României Mari la biserica din Săvârșin. Regina Maria a murit în 18 iulie 1938. A fost cea mai iubită dintre regii României. În timpul Primului Război Mondial a înființat spitale de campanie și a îngrijit răniții și bolnavii de tifos. Una dintre cele mai mari personalități a României și una dintre cele mai importante regine dintre pleiada frumoasă a regilor României pe care România a avut vreodată. Majestatea sa Margareta le-a vorbit oamenilor care au participat la ceremonie despre Regina Maria, care i-a fost străbunică. Avem o istorie frumoasă, avem și în istorie femei puternice și sunt foarte mândră de asta și că suntem în anul centenar și avem un trecut frumos, nu numai cu dificultăți, dar și ceva de curaj. La ceremonia de comemorare au venit oameni și din alte localități. Noi venim din Constanța, încercăm de fiecare dată să participăm la evenimentele familiei regale. Regina Maria este comemorată anul acesta de mai multe instituții ale statului. Alături de regele Ferdinand au făurit Marea Unire de la 1918. Majestatea sa Margareta și principele Radu au fost oaspeții bazei 71 aeriană general Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii. În anul centenar, familia regală a dorit să onoreze aportul neprețuit al forțelor aeriene române în istoria modernă și contemporană a țării noastre. Da, am văzut, da, am spus. Da. Sunt și armament și la bord și la tot. Familia regală a vizitat departamentul simulator al bazei, acolo unde se instruiesc toți piloții militari. Un
unitatea are în dotare avioane MiG-21 Lancer și elicoptere IR-330 Sokar. Familia regală a dorit să-i cunoască pe militarii care pilotează avioanele și elicopterele de luptă, iar piloții au făcut o demonstrație aeriană pentru oaspeți. Majestatea sa s-a bucurat să vadă printre piloți și femei. Extraordinar ce de talentați sunt, cât de dedicați, cât de... Ați văzut ce impresionant. Mă simt mult mai în siguranță acum. Legătura dintre Casa Regală și Aviația Militară Românească este istorică. Tatăl Majestății sale Margareta, regele Mihai, a fost pasionat de aviație. În anii 40 a urmat cursuri de pilotaj și a devenit pilot de încercare, o meserie care l-a ajutat să-și întrețină familia în exil. Tatăl dumneavoastră a fost pilot, dumneavoastră nu v-ați dorit să zburați? Nu. Nu. Nu sunt ca el, nu. Nu, mi-e frică de... Armata României a început era aeronauticii în 1874, pe vremea lui Carol I. Unul dintre cele mai apreciate titluri ale editurii Corint, albumul Regele Mihai I, loial tuturor, a văzut lumina tiparului la 6 luni de când ne-a părăsit majestatea sa. Volumul a avut parte de o lansare specială la Ateneul Român, în prezența familiei regale. Plecarea regelui Mihai dintre noi a creat o adevărată comoție în societatea românească și românii au simțit de la mic la mare nevoia să-și reconsidere sentimentele, părerile, opiniile despre acest om unic din istoria noastră, în așa fel încât, măcar după ce a trecut dincolo, să-l putem prețui la adevărata valoare. Și neîndoios că fiecare dintre noi s-a simțit vinovat, chiar dacă n-a putut personal să facă altceva, s-a simțit vinovat de puținătatea eforturilor noastre de a reda normalitatea României după Revoluție. Considerăm că este omagiul nostru, mărunt, de oameni ai cărții, pe care am crezut de cuvință să-l adresăm Majestății sale, regele Mihai I al României. De asemenea, aș vrea ca acest album, care a fost făcut din suflet și cu reculegere uneori de colegii mei, pentru că am simțit aceasta în discuțiile care au avut loc, aș vrea să transmită emoția prin fotografiile care aparțin unor români ca noi toți. Fotografii din proiectul Fotografii pentru Rege, inițiat de domnii Ion Tucă și cel ale din Nezir. Și de asemenea prin textele doamnei Cichi, care s-a alăturat acestui proiect la cererea editurii. N-o să uit nici prefața domnului Adrian Cioroianu, profundă, de asemenea omagiul domnului Dan Bădic. În momentul în care am început să scriu, am retrăit fiecare zi din cele în care am fost în Obon, în Lausanne, în Geneva și mai apoi peste tot până la Curtea de Argeș. Un proiect care a fost gândit în acele momente, în momentul în care ne deplasam cu trenul regal, în care era sicriul cu majestatea sa, regele Mihai I al României, către Curtea de Argeș și văzând mulțimea aceea de oameni care așteptau de o parte și de alta a peronului să treacă trenul regal, ne-am gândit că ar fi bine ca toată lumea să vadă ceea ce văd, ceea ce simt oamenii care așteptau de ore bune pe peronul gării sau în haltele de pe câmp. Funeraliile Majestății sale regele a arătat că România poate fi demnă, poate să aibă o imagine care este respectată în întreaga lume și familiile regale prezente au putut de asemenea să simtă aceste emoții ale poporului român. Așa s-a născut proiectul Fotografii pentru Rege,
Mii de români care au participat la funeralii au transmis poze pe site-ul cu același nume, iar o echipă din care au făcut parte Constanța Iorga, secretar privat al Majestății sale Regelui, Dan Bădic, primul director al Casei Majestății sale, Mihai Ricci, secretar privat al Majestății sale Margareta, Ticu Alexe, Ion Tucă, generalul Gelaleddin Nezir, Daniel Angelescu și Cristian Copoșesc. A selectat 96 de fotografii, reprezentând câte un an din viața Majestății sale. În luna februarie, editura Corint i-a propus Cameliei Cichi să scrie textul albumului. Cred că Majestatea sa este cea mai importantă și cea mai demnă și cea mai curajoasă și cea mai sinceră persoană pe care am întâlnit-o. Cred că mulți dintre românii care au fost alături de noi pe acest drum al Majestății sale au simțit acest lucru. Cei care nu au știut au descoperit în acele 12 zile. Am întâlnit pe tot acest drum foarte mulți români și foarte mulți tineri care îl au pe Majestatea sa în suflet, sunt convinsă pentru totdeauna. Unii dintre ei și poveștile lor apar în acest album. Proiectul nostru a avut ca și scop realizarea unei ediții speciale al acestui album. 50 de exemplare dintre ele au fost îmbrăcate în piele de către domnul Dan Coma și au fost realizate de asemenea manieră încât ele să poată să fie transmise după aceea tuturor caselor regale europene prezente la funerarii. Seara s-a încheiat cu un concert în memoria Majestății sale Regelui Mihai, susținut de Filarmonica George Enescu. E o tradiție la 25 octombrie, un concert dedicat Maestatea sale Regele Mihai. Noi o să o facem în fiecare an. E un prilej de a aduna lumea care mai crede că pentru România drumul cel corect e democrația, pentru mulți monarhia constituțională. Deci trebuie să fim destul de prudenți ce înseamnă mulți, dar e clar că există o predispoziție pentru o bună parte a societății românești și îndrăznesc să formulez pentru partea educată a societății românești, pentru ca monarhia constituțională să reapară în România. După lansarea de la Ateneu și Bookfest, albumul a fost prezentat și la Brașov. Este un proiect pe care editura dorește să-l promoveze în mai multe localități în acest an centenar. Astăzi voi face cunoștință cu un tânăr care are o poveste impresionantă. Muzica pe care o veți asculta pe parcursul interviului o cântă el, singur sau alături de trupa din care face parte. Se numește Alex Penescu. Vă las să-l descoperiți. Faci parte din albumul pe care l-am scris. Foarte multă lume te-a descoperit deja de acolo. Dar cei care nu au cumpărat albumul și nu știu povestea ta, cred că ar fi curioși să o afle, pentru că ai o poveste așa demnă de roman. În primul rând, toată istoria familiei tale are legătură cu regii României și chiar cu personalități dinainte de venirea lui Carol I. Mi-a arătat asta și a fost o surpriză deosebită. Îmi povesteai de o rudă de-a ta care a avut o legătură cu familia lui Carol Davila? Odată cu venirea lui Carol Davila pentru organizarea sistemului medical în țara românească, să spunem numai în București, a fost adus împreună cu el un medic austriac, pe numele său von Kissler, care a fost adus pentru a organiza învățământul medical în Oltenia. Doctorul von Kissler l-a rugat pe Carol Davila ca, în cazul în care lui se va întâmpla vreodată ceva, Carol Davila să aibă grijă să fie tutorele fiicelor lui. Una dintre aceste fete s-a căsătorit cu străbunicul meu. Iar această legătură a mers mai departe cumva printr-o fericită coincidență, ajungând la tata care a studiat la Universitatea Carol Davila și a condus foarte multă vreme spitalul Carol Davila. Dar nu se oprește aici. Familia ta se înrudește și cu Penescu, Nicolae Penescu. Nu? Nicolae Penescu, ministrul țărănist și secretarul general PNC și mâna dreaptă lui Măniu și Mihalache, a fost vărul bunicului meu. Și ceea ce știu eu despre el din familie, în condițiile în care, din păcate,
legătura era destul de dificil de făcut, el reușind la un moment dat, după ce a stat în închisoare până în 1968, până la amnistia din 68, dacă mi-aduc eu aminte, și apoi a plecat în Franța. El a fost arestat în ceea ce în istorie se cunoaște drept episodul Tămădău. Și odată cu arestarea lui, practic a început decapitarea conducerii PNC și arestarea lui Maniu și începerea procesului și scoaterea PNC-ului în afara legii. Și a fost arestat în acest proces, din câte știu eu, prima sentință a fost de 5 ani, ulterior a fost eliberat, i s-a impus domiciliu obligatoriu în Bărăgan pentru încă 10-15 ani și după aia a fost din nou arestat. Și odată cu el a fost arestat și fiul lui Vladimir, pe care l-am cunoscut nu atât de bine cât aș fi vrut, dar bine, în sensul că aveam 12, 13, 14 ani când ne-am văzut. Și Vladimir, tatăl mătușii mele cu care suntem în relație foarte apropiate, a fost și el arestat pentru, unu, faptul că era fiul tatălui lui și, doi, faptul că și-a permis că în timpul domiciliului obligatoriu în Bărăgan lui Nicolae Penescu să meargă să-i ducă de mâncare. Au reușit să plece împreună din țară. Nicolae Penescu a reușit să plece ulterior vizite lui Charles de Gaulle în România, când s-a întâlnit cu Courbet de Mouville, premierul Franței, care fusese coleg de doctorat la Paris. Și în urma intervenției lui a reușit să primească o viză de 6 luni și după a cerut azil politic. Iar Vladimir a plecat undeva prin anii 80. Da, bănuiesc că până când a plecat a fost urmărit de securitate ca și tatăl lui. Nu numai până, și după. Și după, da. Tatăl lui a supraviețuit unui număr de 2 atentative de asasinat. Unul în 1946 pe scările tribunalului din Pitești, unde, din câte știu din familie, una dintre cele 2 victime care au murit a fost secretarul lui, care cumva s-a pus în fața lui și a încasat gloanțele care erau cu dedicație pentru el. Și știu că au mai fost 16 persoane rănite. Iar al doilea atentat, care a dus și la moartea lui, a fost în 1981, printr-un colet cu bombă, care a fost trimis cu ordine de la București de către generalul Pleșiță, care, citeam ulterior pe net, că a considerat această misiune ca fiind eșuată, dat fiind că nu a murit pe loc. A murit la câteva luni după în spital și a fost înmormântat în Paris. L-am cunoscut pe Nicolae Pleșiță, diabolic. Am văzut și eu un interviu și nu mi-a venit să cred, cum spunea, da, păi era jobul meu, așa cum te duci tu la birou, așa omoră și oameni. Da, nu avea nici o remușcare pentru tot ce a făcut. Unchiul tău a făcut parte din guvernul Sănătescu. A fost acuzat că în timpul anchetei ar fi cedat, probabil bătut, și ar fi dat niște, nici nu știu dacă nu a fost o scenare asta făcută de comuniști. Și eu am citit treaba asta, doar pe net am găsit informațiile astea, fiind argumentate de faptul că ar fi cedat chipurile pentru ca soția lui Fulvia să fie eliberată. Soția lui, care a fost eliberată și a murit la scurt timp după eliberarea ei, cât timp el încă era încă închis. Dar cu toate acestea, deși se spune că ar fi cedat și ar fi dat o declarație împotriva lui Maniu, ceea ce nu știm astăzi dacă este adevărat sau nu, imediat după ce a ieșit din închisoare, a avut o atitudine ostilă permanent față de, știi, asta ai citit? Absolut. Și de asta față a fost, de regimul comunist. Da, de asta a fost considerat un pericol și de asta a fost... Dar nu numai atât. Hai să povestim. El a plecat în Occident, acolo a făcut parte din... Consiliul Național Român. Avea legătură cu Majestatea sa? Da, era sub auspiciul Majestății sale Regelui. Din câte știu, avea, să spun așa, puncte de lucru în câteva țări europene și în SUA și în Australia, deși în afară Europei. Din câte știu, tot din familie și din anumite lecturi... Îi ajuta pe românii care emigrau, români din America, Canada, Franța... Și pe românii după cortina de fier care ajungeau în lumea liberă. Și știu că în această calitate a avut destule legături și întrevederi cu Majestatea sa Regele. Știu de asemenea că în anii 80... Asta știi din poveștile de acasă? Se vorbea despre el? Știu mai degrabă de la fiul lui și de la bunicul meu, da, și de la tata. Se vorbea, dar destul de puțin, pentru că după plecarea lui... Nu a ținut legătura, bănuiesc. Ba da, dar comunicarea era foarte problematică, în sensul că toată corespondența era citită, cenzurată, și atunci
probabil că nu se puteau purta discuții așa cum s-ar fi purtat față în față. Rudele care au rămas în țară au avut de suferit? Oh, da. Chiar recent vorbeam cu mătușa mea, nepoata lui, care a avut de suferit până spre sfârșitul anilor 80 din această cauză. Dat afară din postul pe care îl aveam în facultate, ea fiind profesoară. Ceea ce m-a șocat pe mine din povestirile lui Vladimir, fiul lui, pe lângă faptul că prima dată când am participat la o discuție în care povestea tatălui meu despre aventurile lui din Periprava, eu am crezut că povestește un film de acțiune. Adică povestea lucruri de genul, încerc să-l citesc cu acuratețe, ne luau, ne legau cu un lanț de picioare în tavan cu capul în jos și ne băteau până leșinam. Și când leșinam, luau o gălată de apă, o aruncau pe noi și o luau de la început. Și eu n-am putut să-mi imaginez că poate exista așa ceva. Iar ulterior, tot undeva prin anii 80, am fost foarte șocat să aflu chiar de la Vladimir Penescu, știu povestea asta de la fiul lui, că el s-a mutat în Elveția. Și acolo și-a trăit restul vieții. Și la un moment dat, într-o zi, se întorcea acasă lui fiind pe la jumătatea unei străzi în pantă. Și și-a parcat mașina în fața casei și s-a dus ceva de la portbagaj. Și chipurile absolut întâmplător, o mașină parcată puțin cel mai sus, exact. A intrat în ea? N-a intrat, s-a putut feri în ultima secundă și a intrat în mașina lui, dar evident că era cu dedicație. Adică... Asta pentru că Nicolae Penescu, odată ajuns în Occident, spunea tuturor... A fost una din vocile care a înfierat foarte mult regimul comunist și toate atrocitățile pe care le-a făcut. Satelor, și a revenit foarte, foarte atent în atenția securității în momentul în care undeva în anii 80 s-a deplasat la Madrid, la o conferință și acolo a împărțit tuturor participanților niște materiale în care descria foarte amănunțit tot ce se întâmplă. Cum a primit coletul? A fost trimis un colet poștal și în acel colet se găseau chipurile niște cărți. Și în momentul, înțeleg că el nu a fost singurul care a primit. În același lot a primit și Paul Goma. Iar Paul Goma, înțeleg că a fost mai inspirat, ca să spun așa, și în loc să deschidă coletul, a chemat poliția, iar unul din echipa care a venit să-l dezamorseze a murit din cauza explozie. Iar Nicolae Penescu a fost strânit grav la piept, la cap, la față, fiind sărit din ușor de 80 de ani la vremea respectivă și a mai supraviețuit câteva luni în spital. Și a murit în Paris și este mormântat în cimitirul Père Lachaise, alături de multe alte nume naționale și internaționale foarte cunoscute. Brâncuș. Enescu, da. Jim Morrison. Da. E o datorie de onoare să duci un nume mai departe. De aici vine iubirea ta pentru familia regală? Parțial de aici, parțial de la bunicul meu matern. Primul contact pe care l-am avut a fost o câțiva ani înainte de Revoluție, când eram la Pitești, de unde este familia tatălui meu, și unde mătușa mea, sora bunicului meu, care și-a trăit o parte din viața mătușa mea sub toți regii României, fiind născut în 1903, mi-a arătat foarte în secret o monedă cu efigia Majestății Sărei Regelui. Și mi-a spus, uite, țărea de să nu mai spui la nimeni că e foarte periculos, dar să știi că... Și mă rog, mi-a povestit tot ce constărea de cuvință. Și după aia a urmat poveștile bunicului meu matern, care a fost parașutist și care a fost unul dintre cei care au oprit înaintarea și intrarea colonelor germane în capitala imediat după 23 august și acolo a fost rănit în luptele de la Băneasa, care mi-a povestit mai mult și mi-aduc aminte și cred că o să rămân că imaginea asta tot restul vieții. În 1992, când în sfârșit s-a permis majestății sale regiului să vină în țară, eram în vizită la bunici, la bunici materni. Și eram în vizită și fratele bunicului meu matern. Și urmăream alaiul, cum a ieșit de la aeroport. La televizor? Da. Și în momentul în care a apărut prima imagine cu majestatea sa, cred că era la Putna. Și bunicul meu și unchiul meu s-au ridicat și au salutat. Și mie, un copil de 14 ani, mi s-a părut puțin ciudat și am întrebat. Și amândoi mi-au zis, și acum mă aminte, cu lacrimi în ochi, este comandantul nostru suprem, cum să noi prezentăm onorul. Mi-ai povestit că atunci când majestatea sa a venit în București, de la Suceava, ai fost în printre... Atunci am fost în oraș și în fața hotelului Continental și mi-aduc aminte că, în primul rând, absolut toată lumea pe care o cunoșteam era acolo și mi-aduc aminte că, efectiv, puteai să arunci un ac și când ai ieșit la balcon și cu principesa Elena și cu
nepotul lui și mi-aduc aminte foarte bine pentru că nepotul lui era ținut în brațe de preotul nostru de familie, să spun așa, de la Stavropoleos. Și ăla a fost un moment cum nu cred că o să mai trăiască cineva vreodată. Atâta lume și atâta lume cumva unită de același crez. Așa să ne ajute Dumnezeu la mulți ani! Și de aceeași iubire pentru majestatea sa până la urmă. Pentru că eu n-am auzit și mă îndoiesc că există în istoria noastră șef de stat temporar, premier, care să fie atât de iubit cum a fost majestatea sa. Faci parte din Asociația Națională pentru Restaurarea Monarhiei? Da, am făcut parte de la început, ca și membru fondator. Într-o primă fază am și fost prezent la toate ședințele. Eu am avut onoarea să-l văd pe majestatea sa următoarea dată când a venit să viziteze Liceul Sfântul Sava, pe vremea când încă învățam acolo și eram în clasa 12-a. Ai învățat la Sfântul Sava, e liceul de care a aparținut clasa Palatină. Da. Și mi-aduc aminte că am putut să văd o dată sau de două ori în timpul liceului, muzeul liceului, și undeva așa mai într-un colțișor, era și o poză cu majestatea sa. Discutam despre începutul anilor 90. Pe aia l-am mai văzut odată la Săvârșin și iar m-a impresionat extrem de mult faptul că însoțam un cor care primise invitația să-l colinde pe majestatea sa. Și ne găseam în garaj, în garajul regal care tocmai fusese deschis atunci. Și toată lumea stătea, vorbea, se uita la poze și în momentul în care a intrat majestatea sa, care era extraordinar de neprotocolar și de prietenos și relaxat. Exact, și pur și simplu a intrat și atât. Și toată lumea a făcut drept, nu s-a mai auzit nici musca și în momentul în care ceva ți impune la modul la care impunea majestatea sa, nici nu e nevoie de cuvinte. Când ai avut ocazia să dai mâna cu majestatea sa, ai fost invitatul Angelei Gheorghiu la palat. Asta a fost o surpriză extrem de plăcută și extrem de onorantă și îi mulțumesc din nou Angelei, deși știe că i-am mulțumit de multe ori. În momentul în care Angela a fost decorată de majestatea sa regele, Angela ne-a invitat pe părinții mei și pe mine să fim părtași. Acolo am avut ocazia și ce mi s-a părut și mai special a fost că acest eveniment s-a întâmplat exact în ziua de naștere a majestății sale. Ce ai spus regiului Mihai când ai avut ocazia? Ai putut să-i vorbești? Sau da, erai prea puțin emoționat? Eram emoționat, dar am putut să-i spun că nu mi-aș fi imaginat o onoare mai mare decât să-i pot strânge mâna în Palatul Elisabeta de ziua majestății sale. M-a privit, a zâmbit foarte, foarte cald și a spus că îi face plăcere să ne vedem și mulțumește pentru urări. Ceea ce mi s-a părut extraordinar. A fost, este și va rămâne imaginea României așa cum a fost și așa cum ar trebui să fie. Și așa cum ar fi putut fi. Și așa cum poate încă ar putea fi. Ai cunoscut și alți membri ai familiei regale și aș vrea să povestim cum. Tu ești avocat, pianist. Amator. Amator, dar ai cântat în Orchestra Medicilor, nu? Da, am avut un concert cu Orchestra Medicilor pe scena Ateneului. Am cântat în cadrul unui eveniment pe scena mică a Ateneului, în cadrul unui eveniment pe care noi l-am organizat când am plinit atâta 60 de ani. Și cumva cea mai plăcută amintire a mea de acolo este, evident, în afară de faptul că tata împlinea 60 de ani, faptul că a fost ultima dată când am putut cânta la patru mâini cu Junior Educanu, care a fost mentorul meu muzical. De la ce vârstă ai învățat să cânti la pian? Cam din clasa întâi. Din clasa întâi. Și tatăl tău cântă foarte tatăl bine. Tata mi-a sădit acest microb. Prima trupă în care am cântat și care se numea Spin, fără legătură cu trupa Spin care există acum, a fost în concepere din clasa 12-a și acolo eram chitarist. Și să gândi și la chitară? Da, știam. Nu știu în ce măsură o să mai pot face acum, dar da. Și după aia, da, am trecut prin mai multe trupe în calitate de crăpar. Toate erau trupe rock și majoritatea au rămas. De fapt, încă au rămas în stele de proiect, dar erau cunoscute doar într-o anume nișă, să spun așa. Ultima trupă care mi-a plăcut mie întotdeauna și cu care cântam la momentul
30 octombrie 2015, se numește Nexus și lucram la un disc. Din fericire, eu apucasem să înregistrez toate părțile de pian. Spun din fericire pentru că, mă rog, e nevoie de foarte multă muncă și chirurgicală și recuperatorie ca să mă apropii de nivelul la care eram atunci. Și au hotărât să aștepte până când termin eu toate reparațiile ca să putem lansa acel disc împreună. Iar între timp, doi dintre colegii mei de trupă activează cu o trupă care este puțin cel mai cunoscută și care se numește Phoenix. Și tocmai de asta a fost o mare, mare, mare surpriză că în momentul în care am schimbat prefixul relativ recent, invitându-l pe Costin, colegul meu din Nexus, să vină la ziua mea, nu a venit cu mâna goală, ci venind de la repetiția cu Phoenix, i-a dus și pe ei. Și asta a fost o surpriză foarte plăcută. Hai să povestim, deși am tot fugit de momentul ăsta, știu că e dureros pentru tine, dar din păcate va trebui să le povestim telespectatorilor că ne raportăm la o dată anume, 30 octombrie 2015. Să zicem că e un moment din viața mea despre care nu consider că mă caracterizează sau că este subiectul principal la care mă raportez, este o experiență prin care am trecut și încă trec. Te-ai dus cu prietenii în seara aceea la colectiv? În acea seară fusesem invitat și participam la o piesă de teatru a Irinei Rădulescu, fata maestrului Dem Rădulescu, după care fusesem invitat la o zi de naștere. Între aceste două evenimente era concertul din colectiv. Dintre băieții din trupă, unul dintre ei îmi fusese coleg în prima trupă în care am cântat și cunoșteam și pe ceilalți destul de bine, erau și în public foarte mulți prieteni de mei, pentru că peste un moment în care cânti într-o trupă în lumea asta, automat fie te cunoști cu oameni de la concerte, fie ai împărțit săl de repetiții, fie te-ai văzut pe la festivaluri și evident că o grămadă dintre prietenii mei erau acolo. Și eu nici nu știu, auzisem de club, dar nu fusesem niciodată, era prima oară, mergem acolo și am mers în ideea că ok, mergem, îi vedem puțin că suntem prieteni și după aia mergem mai departe. Și cam asta a fost. Am fost cu sora mea, am fost cu o grămadă de prieteni, m-am întâlnit acolo, dar de venit am venit cu sora mea și cumva lucru pentru care sunt cel mai recunoscător în toată această ecuație este faptul că sora mea Alina n-a pățit absolut nimic. A fost luată pe sus și a ieșit înainte să întâmple ceva grav. Ai pierdut pe cineva apropiat? Am pierdut mulți prieteni acolo. Unii cu care eram în relații bune, unii cu care fusese încă în relații foarte bune și chiar dacă nu ne vedeam la fel de des, poveștile frumoase rămâneau. De exemplu, chitaristul din trupă fusese vocal în prima trupă în care am cântat eu, în Spin. Și practic ne făcusem facultatea împreună, împărțindu-ne între concerte, repetiții, petreceri, excursii. Mai visezi? Faci terapie? Nu. Nu, terapie nu fac. Deși, de fapt, nu știu dacă ar fi o idee era, pentru că, mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, nu pot să zic că am atât de des flashback-uri sau poate visez și nu mi le amintesc dimineața și într-un fel mai bine așa. Da, se întâmplă uneori să mai am flashback-uri, dar din fericire trec destul de repede și cumva am încercat să mă focusez pe toate reparațiile pe care le-am de făcut și să privesc episodul ăsta ca pur și simplu ca un episod trecător din viața mea și ca o treabă care într-o oarecare măsură se va rezolva, doar că e nevoie de niște timp pentru asta. S-a schimbat viziunea vieții după acest accident nefericit? Din multe puncte de vedere s-a schimbat foarte mult. În primul rând mi-a demonstrat că nu există niciodată vorba aceea, nu mi se poate întâmpla mie. Am învățat că orice se poate întâmpla oricui, oricând și oricum. Am învățat că este extrem de important ca lumea din prejurul tău să fie așa cum trebuie și asta am trăit-o pe pielea mea și probabil că dacă persoane dragi apropiate de mie nu mi-ar fi fost alături zi de zi, minut de minut, secundă de secundă, până că n-am fi stat de vorbă. Tu ai o familie extraordinară, toată familia te-a susținut și te iubește, ceea ce e normal într-o familie, dar te-ai și îndrăgostit în perioada asta, ceea ce mie mi s-a părut senzațional, m-am bucurat pentru tine, pentru că știu că asta te-a ajutat, nu? M-a ajutat foarte mult și nu numai că n-a fost o treabă... E ca o terapie. Da, nu numai că n-a fost o treabă gândită sau... Din potrivă, întotdeauna am gândit că am de făcut o serie întreagă de operații și de reparații și mă concentrez pe ele și mai departe mai vedea de viața mea personală când o fi momentul. Dar uite că cumva Dumnezeu aranjează lucrurile
Și este, da, este o parte foarte importantă din recuperarea mea, la fel cum sprijinul familiei mele, o parte foarte importantă din recuperarea mea, la fel cum tânărul meu nepot este o parte extrem de importantă. Ca anul trecut, la 1 iunie, a fost și el invitat la garden party-ul de copii la Palatul Elisabeta. Și când s-a întors acasă, l-am întrebat, unde ai fost? Și mi-a spus, la palat. Mi-a zis, și cine locuiește la palat? Regele. Ah, bine, și cine e regele? Tata. Tata cui? Tata nostru, al tuturor. Deci a înțeles cumva. Da. Când tu erai la terapie intensivă, părinții tăi, știind această iubire a ta pentru familia regală, ți-au făcut o surpriză. Ne povestești ce s-a întâmplat? Eram intubat, nu puteam vorbi, eram la orizontală, nu mă puteam ridica. Și într-o zi a intrat tata la terapie intensivă și mi-a spus vine să te viziteze principesa Margareta. Și în început, de fapt nu m-am gândit că face o glumă, dar mi-a venit să cred la început. Și foarte curând s-a deschis ușa și a intrat împreună cu principesa Maria și evident că eu am regretat că nu mă pot ridica, că nu pot vorbi, dar una din asistentele care stătea cu mine, să spunem că dezvoltase un sistem de a citi de pe buze și cumva era translatorul meu. Și din fericire în ziua aceea era acolo, era cu mine și a stat destul de mult, am povestit între ghilimele destul de mult, am întrebat de majestatea. Mi-aduc aminte, am întrebat de majestatea sa regele și mi-a spus e bine și mama mea regina este mai bine. Și, mă rog, la momentul acela erau amândoi încă cu noi. Și m-a întrebat, știa ce făcusem înainte, cu ce mă ocupasem, ce planuri aveam. Și a fost foarte plăcut, foarte neprotocolar, foarte... Este dezinvoltă, foarte naturală, foarte caldă, ai simțit acest... Da, așa mi-a părut și mie. Am stat și, inițial am stat și m-am întrebat dacă cumva este, să spun, datorită faptului că eram doar noi în cameră, adică nu era lumea multă, dar nu, așa mi s-a părut de fiecare dată când am văzut. Singura diferență este că în momentul în care ești asaltat de foarte multă lume, probabil că e puțin altfel decât în cadrul unei discuții face-to-face. Ce însemna pentru tine această vizită? A fost ca un pansament, să zicem? Da, și am spus că a fost ca un pansament pentru suflet. A fost o mare bucurie, o mare onoare, o surpriză neașteptată. Ți s-a părut că e tristă, a plâns? A încercat să nu fac asta de față cu mine. Am întrezărit cumva așa, jucând o lacrimă în colțul ochiului spre final, când se pregătea de ieșire. Mi-a mărturisit că a fost la spital și că mai era la tine. A fost la toți cei de la... colectiv care erau la Floreasca, însă Radu și tu ați avut ca dorință în mod special să vină majestatea sa la voi. Cine e Radu? Radu nu mai trăiește. Radu este un tânăr pe care eu l-am cunoscut din povești, pentru că de la un moment încolo au mai rămas doar trei în Floreasca. Eu, Radu și încă o tânără domnișoară, care acum este bine, mă rog, e ok. Iar despre Radu am tot auzit povești, mi s-a părut extrem de impresionant că familia lui, pe care o salut pe această cale, și-a petrecut toate lunile pe care le-a petrecut în spital, familia lui a fost alături, la propriu, dormind pe trepte, deci fără să fie o metaforă, și asta mi s-a părut extrem de impresionant. Și el, din păcate, a fost, mă gândesc dacă să spun ultimul sau penultimul. Practic a fost ultimul care ne-a părăsit. Practic penultimul, pentru că numărul 65 s-a sinucis la un an după eveniment. Îl cunoșteai? Pe Radu nu l-am văzut, l-am văzut o singură dată, nu-l cunoșteam. L-am văzut o singură dată în momentul în care învățam să merg și deja puteam cu însoțitor să părăsesc salonul. Am fost atunci și l-am văzut o singură dată, știu că era și el intubat. Nu vorbea. Vorbea la fel cum vorbeam eu pe vremea când eram intubat. Mie tocmai mi se scosese tubul din gât și am putut să vorbesc și mi-amintesc că i-am spus că o să fie bine. Și asta și că o să vadă că în momentul în care îi scoate tubul din gât și va putea vorbi, o să simtă că renaște. Și atunci s-a deschis la față și a zâmbit și am putut să citesc pe buzele lui că abia așteptă momentul ăla. Ulterior, când mergeam la controle, după ce m-am externat, încă era acolo și încă mă întâlneam cu părinții lui și a fost un șoc extrem de mare să aflu că s-a dus bietul de el. Pentru că
trecuse, bine, situația lui era gravă, dar trecuse suficient de mult timp încât să te gândești că nu mai e încă în stare critică. Dar. Te-ai mai întâlnit cu ceilalți de la colectiv? Nu prea, și de ce spun asta? Prietenii mei care au fost acolo se împart în două categorii. Fie cei care s-au mutat mai sus, fie cei care au rămas, dar majoritatea celor care au rămas sunt ok, au apucat să iasă înainte. Cu oameni care se spună parcurg același drum ca și mine, sunt câțiva cu care vorbesc pe net, dar în general am preferat să nu fac caz de treaba asta, să nu apar. Prima ta ieșire în public a fost anul trecut, în decembrie. Ne povestești? A fost într-adevăr în decembrie anul trecut, la funeraliile Majestății Sale Regelui, mai exact la Palat, la Palatul Regal de pe Calea Victoriei, unde m-am alăturat zecilor de mii de oameni care așteptau tăcuți să își plece capul în fața Majestății Sale. Să știți că mi-a scris mesaj și mi-a zis: sunt aici, sunt la palat și o să stau la coadă ore întregi. Și eu m-am mirat și am întrebat: dar cum de-ai ieșit? Și mi-a spus că te-ai machiat, te-ai deghizat. Ceea ce încerc să ascund acum, atunci era și mai evident, și problemele pe scalp erau mai mari și atunci purtam o căciulă. Și am considerat că nu este total nepotrivit și cum își putea să apară în fața Majestății Sale cu capul acoperit. Și atunci am apelat la fixativ, cleme, fondeten și un fel de fular, să-i spun, pe care l-am ridicat așa mai pe ceafă mai sus, ca să acopere cerea de acoperit. Mi-ai povestit că în momentul în care ai ajuns, ai stat la coadă cât timp? Nu știu să spun, am contorizat. M-am întâlnit cu niște amici din ANRM, din Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, și stând de vorbă cu ei, cumva parcă timpul a trecut puțin de la altfel. A fost niște ore, dar nu am considerat important să le contorizez. Ce povestea lumea la coadă? Lumea era extraordinar de impresionată, foarte mulți regretau abia acum, tardiv, că toți spuneam: uite ce ar fi putut face pentru noi și nu l-au lăsat. Ceea ce într-adevăr este, eu consider, una din cele mai mari nedreptăți ale istoriei ultimilor 50 de ani, dacă nu mai mult. Foarte mulți regretau că nu au fost lăsat să vină. Unii discutau despre cei care atunci îl alergau cu mitraliera și acum plângeau cu lacrimi de crocodil. Toți spuneau că ar fi trebuit să fie lăsat să facă mult mai mult pentru această țară. Toți spuneau că ar fi putut o aduce la nivelul la care a fost cândva. Erai foarte supărat în zilele respective. Da, mi s-a părut cumva, chiar dacă știi că cineva se îndreaptă încet, încet spre acel moment al vieții, cumva întotdeauna te gândești că va mai dura, că nu se va întâmpla acum, că va mai rămâne cu noi. Și de fiecare dată când mă interesam despre, sau căutam pe net, sau mă interesam despre starea sănătății Majestății Sale și auzeam: da, acum e mai bine, da, și revine, da, e mai ok, mă gândeam, sincer spun, eu mi-am dorit foarte, foarte mult ca, din punct de vedere simbolic, să fie cu noi în anul centenarului. Cumva m-am gândit că probabil că nu este fizic, medical posibil să fie cu noi până pe 1 decembrie, dar am sperat că măcar poate intra în anul centenarului cu noi, ceea ce mie mi s-ar fi părut ceva fabulos. În momentul în care ai ajuns în fața sicriului? În momentul în care mai sunt în fața sicriului, am lăsat capul în jos 3 secunde, după care am îngenunchiat. Ceea ce mi-a spus un gest absolut normal și firesc. Și multă lume care era acolo făcea treaba asta. Te-ai dus până la Curtea de Argeș? Am avut norocul că, mergând spre Patriarhie, să mă întâlnesc cu un prieten care este din Curtea de Argeș și care mergea acolo cu această ocazie. Și m-a întrebat și, bine, și mai era nevoie să întrebe. Este important, având în vedere că tu nu ieșai din casă, dar nu te-ai mai gândit. Da, nu ieșeam din casă, într-adevăr, mi-am tras o căciulă pe ochi, că ok, la drumul spre Curtea de Argeș și eram public, era ok. Toată iubirea pe care o purtat-o toată lumea Majestății Sale n-a ținut cont de prezența fizică și în continuare nu cred că ține cont de prezența fizică.
Și în continuare, cred că el e cu noi. În seara în care s-a terminat cu funerariile și ai ajuns acasă, am văzut la tine ceva pe Facebook și apoi am stat de vorbă. Ai simțit nevoia să vii acasă? Ce ai făcut primul lucru? Am considerat că un omagiu pe care îl pot aduce majestății sale este să cânt la pian, atât de puțin cum pot acum, că diferența din păcate e mare între ce era și ce poate fi acum, cel puțin momentan. Am considerat că îi poate aduce un omagiu cântând imnul regal. O să ne cânt și nouă, hai să terminăm așa, într-o variantă a ta, cum ești tu, tânăr, istoric, rock și imnul regal. O combinație interesantă. Și monarhist, da. Vă așteptăm în fiecare sâmbătă la ora 15, așa cum v-am obișnuit, să revedeți frumoasele noastre emisiuni difuzate în acest sezon, până în toamnă, când vom reveni cu emisiuni în premieră. Eu sunt Camelia Cichi și vă doresc să aveți o vară frumoasă, să trăiți vremuri istorice, dar liniștite. La revedere!